După ce 2 ani consecutivi a fost prezentă în Franța la 2 concursuri de interpretare pianistică, Andrada Stan va merge din nou în țara hexagonului, la Nisa, în perioada 12-16 noiembrie. La Paris în 2010 și la Nisa în 2011, eleva școlii de muzică și arte plastice Victor Carpis din Giurgiu consideră că a căpătat suficientă experiență competițională, astfel ca la concursul de anul acesta să aibă o prestație bună. La acest concurs este un repertoriu impus, format din 3 piese și 3 epoci. În epoca preclasică am ales o lucrare de Bach, în epoca clasică am ales o sonată de Beethoven și ca a 3-a piesă am ales o piesă românească, pentru că nu venim din România și trebuie să arătăm cine suntem. Mariana Dumitrescu, profesoara de pian care își instruiește de 8 ani eleva, are mare încredere în Andrada, ambasadoarea muzicii giurgiuvene la Nisa. Stimată doamnă profesor, o instruiți, dacă am înțeles bine, pe eleva noastră de circa 8 ani, am să vă rog să realizați câteva considerații despre pregătirea ei în această perioadă. Pe Andrada o am de la clasa 1, este o fetiță studioasă, bineînțeles că foarte talentată, și pe parcursul celor 8 ani am reușit să mergem la mai multe concursuri, la olimpiadele de muzică, la concursurile de la Slobozia, Ionel Perlea, la Câmpina, toate cu rezultate foarte frumoase. La Nisa, concursul se va desfășura pe categorii de vârstă și în orașul francez se vor întâlni tineri muzicieni de pe toate continentele. Cu gândul la competiția ce va debuta în doar câteva zile, îi urăm Andradei Stan mult succes!